Primele două autobuze electrice cumpărate pe bani europeni au sosit astăzi la Drobeta Turnu Severin. Autobuzele sunt fabricate în Cehia și le asigură călătorilor cele mai moderne condiții, de la aer condiționat și internet gratuit până la sisteme de supraveghere video și de validare a biletelor. Primul autobuz electric a fost testat deja astăzi de autoritățile locale. În paralel, au fost montate și o parte dintre stațiile de încărcare, 3 cu încărcare lentă în zona autogării Drobeta Turnu Severin și una de încărcare rapidă în zona pădurii Crihala. Înțeleg, Wi-Fi gratuit. Da, o să fie montat Wi-Fi. Da. Ce trebuie să mai montăm pe ele? Sistemul de GPS, camere video. Da. Sistemul de validare bilete. Noile autobuze care au sosit astăzi la Drobeta Turnu Severin sunt 100% electrice, cu autonomie de până la 200 de kilometri și un timp de încărcare complet de 6 ore la o stație de încărcare lentă, până acum fiind deja montate 3 astfel de stații în zona autogării din Severin. Pentru încărcare rapidă, municipalitatea montează deja o astfel de stație în zona pădurii Crihala. Autobuzele electrice dispun de 81 de locuri, aer condiționat, internet gratuit, camere video și sistem modern de validare a biletelor. Buzele vor fi dotate cu validatoare pentru bilete, vor fi dotate cu camere video pentru circulația cetățenilor, pentru siguranța cetățenilor, vor fi dotate și cu sisteme de eticheting, vor avea Wi-Fi pentru cetățeni gratis. Cam astea vor fi dotările care vor fi montate în plus pentru cetățeni. Autonomie, timp de încărcare? Autonomia va fi de 150 de kilometri, 200 de kilometri. Tipul de încărcare pe încărcare lentă este de 6 ore, care este cel mai convenabil. O să ajungă într-o zi pe un traseu. Cele două autobuze electrice sosite la Turnu Severin au fost achiziționate de primărie cu fonduri europene. Sunt două astfel de proiecte care vor asigura în total un număr de 9 autobuze electrice, iar în această vară municipalitatea severineană va mai depune încă un proiect pentru alte 6 autobuze cu 0 emisii. Din vară depunem un alt proiect pentru încă 6 autobuze. În total, anul acesta ne așteptăm la 15 autobuze. Jumătate din flota existentă în acest moment în Turnu Severin. După cum ați văzut și noastră, un autobuz silențios, electric totul, au foarte multe facilități. Căutăm să venim în sprijinul cetățenilor, să le creăm condiții moderne și în același timp și noi încercăm să ne pliem, să ne raliem la ceea ce ne cere și Uniunea Europeană, ceea ce este în acest moment în întreaga lume, un transport verde, un transport electric, cu mai puține noxe, cu mai puțin combustibil consumat. E o bucurie și în același timp o realizare pentru noi, pentru primăria Turnu Severin. Cele două proiecte cu finanțare europeană prin care sunt achiziționate autobuzele electrice la Drobeta Turnu Severin au o valoare totală de peste 22 de milioane de lei fără TVA.